Salutare de lumea și bine un episod din GTA San Andreas Multiplayer. Astăzi o să mergem să jucăm la Barbut, azi nu un pic, la Sventuras Casino ăsta. Deci vom merge să jucăm la Barbut, vedem ce mai facem, ok, hai să vedem, mergem la Barbuțel. Ești mă, hai băgăm first person. Avem skin-ul, cum se numea chestia asta? Nu mai știu cum se numea, nu cred că ăsta nu-i Rider, 100% știu că nu-i Rider. Nu știu cine e ăsta, habar n-am, uitați-vă și voi la el. Ăsta știu că e una din ca... What? Ok. Știu că e una din casa aia, like... e una din casa aia unde te duci acolo la S-ul ăla, la suite, știți? Deci da, e unul de acolo, dar nu știu exact cum îl cheamă, nu contează cum îl cheamă, contează că avem skin-ul ăia și da. Există mod de schimba skin-ul dacă vă întrebați, să ce skin e ăsta? Ce skin 270, 271, 200, uite, skin-ul Rider, skin-ul ăsta, 273, 74 și da, ceilalți player nu îți văd skin-ul, doar tu îl poți vedea, dar, da, pana mea asta îmi place, sau 272, nu, 271 să-l ținem, oh, fuck, no way, slash report, sunt blocat ca de prima apă, deblochează-mă, dă-mi respawn, te rog, este bugul ăsta, bă, nu, no, de ce m-ați lăsat, ah, mersi, măsă. Hai că s-o rezolva repede, măcar pe timpul filmării, că când n-am filmat am mai pățit chestia asta odată de la ce skin, de la skin changer și mi-a luat vreo 10 minute, cred că mi s-o consuma și din viață până vă iau pile pe turf. Ia, doamne, clanul. N-am mai fost activ, adică am jucat pe Orange, după cum v-am zis. Doar na, am venit, am mai jucat și pe Blue și pe Orange și un OG Times, că știți că am cont și pe OG Times și na, ăștia de pe Orange fac educație cu mafia. Lel. Da. Și ce să zic, na, mai suntem aici noi. Bine, o să încerc să nu mai dau by level până fac vreo 300 de ore și level 15 și pot să dau by level. Adică, într-o mafie, nu, că nu știu, acum în mafie nu știu dacă vei fi primit sau nu. Bă, mafile, na, știu că am luat și eu jail de câteva ori. Deme, o să știe, na, pana mea, și cred că nu știu la mafii, de teste cu Deagle-ul, adică te pune strași cu Deagle-ul în chestii și îți dă și test gen verbal, habar n-am intrat niciodată într-o mafie, cel puțin pe Baghead n-am intrat. Am intrat pe Bazon, în SF Bikers, dar habar n-am, acum sper să fie totul bine, sper să, na. Intru și într-un gang ceva, mafie nu știu, doar să am o facțiune, orice doar facțiune să am. Da. Și doar să am ocupații, nu neapărat facțiune, doar să am ocupații pe server. Acum am și eu ceva ocupații, că mi-au mai venit idei zilele astea, mergem la Barbut, mai jucăm, mai facem o activitate, ceva. Nu știu. Noi acum trebuie și multe ore, ca să fac, o să fac cerere pentru helper, bine, o să fac la vreo 1000 de ore cerere pentru helper, nu fac la 400 de ore, pentru că o să fac unul, cel mai probabil, da? Chiar vreau să fiu helper pe Blue, să-i ajut pe aia noi, mă. Na, pana mea, se bucă foarte mult, deci la ora 12, ala merge pe contrasens, frumos, nici avea avariile pornite. Nu avariile, mă, girofarele, doamne, ferește. No, și sunt foarte activ, sunt printre cei mai activ player de pe server acum, că n-am mai fost activ o zi, două, asta e altă problemă, că n-am, pana mea, n-am mai avut timp și chestii, dar așa sunt foarte activ, foarte, foarte activ sunt. Adică postez un videoclip pe zi, că alții nu postez un videoclip pe zi, chiar cred că nu postez aproape nimeni din România, în afară de mine, un videoclip pe zi de Samp. Până și Awake, cred că pe dată la două zile sau abar nu postează Awake. Nu contează. Hai să vedem băieții pe galma băcanele. Deci, dice 21, 5000. Hai, bosule, că să vedem. Ești bun? Câștigi tu sau eu? Hai, să luăm banii? Hai să vedem, bosule, că luăm banii. Poate ți luăm, poate nu ți luăm. Slash ID. 21, să nu acceptă. A, level 4. 100k? No, nu-i dau 100k. Ne, nici în vise. 50k. Slash dice 166. 50. Hai că poate o luăm. Nici nu mă uit. Nu mă uit. Nu, no. Hai că da, vrea asta. ID 21.5000. Hai, boss, că tu ești mai începător. Dă-i accept dice. Să nu accept.
Hai. Aaaa! Gata. Nu mai risc. Slash dice 166. 5000. Hai să vedem. Oooorect. Hai că am luat, i-am luat banii la fraierul ăla. Fuuu, e bine frate, hai că l-am și chiar mult, dar e bine. Un payday, jale, nu chiar un payday, e puțin un payday. Mă rog, tot am scos bani din chestia asta. Așa că easy money, my friends, păcăniele for life. Ok. Da, mă, păcăniele for life, ce să zic. Bravo mie că am câștigat, aia mergem pe aici. Păi nu vreau să mergem acum să-mi repar și o mașină, cu uite cum arată de urât, e boșită, uite cum arată nici la spoilerul din față. Ok, am vrut să mă apuc și eu de o nouă serie de... Dar nu știu ce serie să fac, habar n-am ce serie, nu știu, Outlast 2 rămâne acolo, rămâne programată, deci când apare Outlast 2, pac, buy game și ne băgăm în pită să-l jucăm, pentru că Outlast 2 e baza, nu? Azi vrem ce mașinist aici. Îmi place mașina asta. Asta albastră îmi place, îmi place. Ia să vedem cum merge. Să dăm rent. Stai să mai am mașini frumoase? Ne. Ia să văd. Ia cât prinde la ora. Ia să dăm așa o liniuță. Slabă, e slabă mașina. Ne, e slabă, slabă. Nu, nu e bună, nu e bună de nimic mașina asta. Slăbuță, slăbuță. Nu e bună. Prinde 110-120 la oră maxim, nu are cum să nu prindă mai mult. Hai, dă-te jos. Aia, am plătit 40 de aia. Unii de zi zic, bă, frate, ce-i rent car, nu aia, mai bine merg pe jos. Nu, pana mea, puțin. Mamă, și, na, joc și pe Orange, nu vă închipuiți că nu, mă, frate, nu am lăsat de Orange. Cei care joacă pe Orange, țineți-vă de Orange. Că unii, de exemplu, unul vine la mine, alaltă ieri sau nu mai știu, venit, zice, bă, frate, m-am lăsat de Orange pentru tine să jucăm pe Blue. Frate, țineți-vă serverele voastre, mă, dacă vreți să jucați și pe Blue, pe nici voi jucați pe Blue, dar na, până mea. Țineți și voi acolo, jucați pe serverele voastre, am uitat aici încă un barbu, dar nu merge, deci să mă omori, nu mai merg. Că n-am bulan, știu că bag o dată, după m-am câștigat, după nu mai bag, că pierd, nu? Pana mea, e și logică, pierd. Opa, uite, 15 prea, eu nu i-am văzut. Da. S-am pui jocul copilăriei mele și stai să joc până nu fi, frate, până nu mai juca nimeni pe baghe, de aia e. Da, o să joace, stați liniștiți, pentru că e foarte șmecher jocul. Adică o să aibă durată, nu o să fie când să nu mai joace, o să apară noi update-uri, noi chestii. No. Și o să joace, plus că sunt moduri, adică nu că e grafica ca avansează, nu frate, sunt moduri. Și na, pana mea. Plus că unii au jucat nu știu câți ani de acum încolo, de ce s-ar lăsa acum de s-a pus foarte puțin care să joace unul și să se lasă fix acum. De exemplu, Toxic Arrow s-a lăsat și avea și facțiune. Taxi lăsă rank 5. Eu nu m-aș fi lăsat în locul lui nici să... Ok. Mai să vedem aici ce facțiuni sunt libere. Tot așa o să-mi pun asta pe al doilea monitor. Bugged user panel. Hai să vedem. Punem pe primul. Aici mi se pare că nu știu dacă vedeți și pe al doilea monitor. Dar aici vedeți și că am încercat Net for Speed. Ok. Facțiuni. News reporters. Nah. School instructor, SF biker, semen. Level 20. SFPD, SFPD. Nu ai nimic ce mă tentează. Trebuie înapoi în sump. Da. Nu ai nimic ce mă tentează. Ce aș vrea eu acum? Neapărat. Da, mă. Am băgat și noi la barbut, pe barosaneală. A, unde mă duc, frate? A, ești retardat. Na, și sper să vă placă. Na, în continuare, Sump, eu nu m-aș lăsa, vreau să intru într-o funcție, ceva, Sump, să fiu ceva special pe serverul ăsta. Bine, dacă intru în taxi, de exemplu, sau în PD, nu o să fiu ceva special, dar pentru mine e ceva special să intru pe Bugged, că m-am apucat, adică m-am apucat de Bugged în primul episod de Sump, adică în primul episod de Sump n-aveam nimic, n-aveam nici permisul, nimic, nimic, nimic. Și în episodul 50 sau că suntem acum, am level 15, pot să dau by level. De fapt nu pot să dau by level. Mă, nu pot să dau by level. Dar am 108, oare 29, chestia mea aici, chestiuțe. Dar nu pot să, nu o să mai pot să dau acum, nu o să mai dau level, nu o să mai iau încă o oră.
Da, nu-i problema. Mâine dau și o test la chimie, pe barosăneală neplăcută și na. Sper că nu vedeți și al doilea monitor, adică sper să nu vedeți acolo că filmează și al doilea monitor. Că mami mi-a dată că filmează și pe al doilea și sper să nu. Sper să nu fie nasol. Sper să nu dăm pe chestii nasoale, pentru că... După aia se vede urât, se vede slampul, se vede și desktop-ul și na. Nu o să fie... Oh, nice. The four dragons. Uf. Patru dragoni, hai să vedem. Slash dice 21 6000. Hai cu aia dacă ești bun. Slash dice 166. Nu o să mă uit la chestia asta, nu o să mă uit. Ah, ok. Ah, fuck! Fuck! No! No! Ah, oh, bani mei! Fuck! Slash! Nice! 4.506 ca să mai pot să intru, măi! Asta mi-a toți banii. Iai, mi-a luat toți banii, nu cred! RIP 0. Iai, doamne! Iai, 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 iai! Mi-a luat ăsta toți banii, nu mai am nimic nici de mâncare, gata. Bine, mai am în bancă 300 caca, da. 30 caca, da. A, cu ce să-i faci pariurile, ce fac din nou? Mai am să scoatem 200k din bancă. Nu o să-i bag la păcănele, stați liniștiți, dar o să-i scot doar. Ca să am de buy level când o să fie treaba. Asta e ce fac păcănelele. Ți-am de fapt dus 1100k și să-i am doar de buzunar, adică doar să intru în clădiri și să chestii de genul. O să mă duc după aia să muncesc un pic la fermă și să fac bani de buzunar, dar acum nu am chef. Uai, ce nu, bă, mă, cum am putut să mă bat, frate, cu 150k? N-am vrut să mă uit, n-am vrut să mă uit, frate. Că, nu, de ce mă uit când dau cel mai mare bet, cred că a fost ăsta. Pentru mine, pentru că... A, mai dat de 500k și am câștigat, da. Câștigat un caca. Dar nu e bine, nu e bine, pur și nu e bine, să mă iudă. Băi, jeta, dar nu mai pot să intru în bancă, ce fac? Ai, bă! Nu mai am bani și nu mai pot intra în nici o clădire sau să muncesc. Nu mai pot intra în nici o clădire, banc sau burger la farmer, help! Vai, ce fac? Cred că să mă duc la tracker, mane. Să muncesc la tracker, că acolo nu trebuie să intru în nicio clădire, cred. Nu m-am bani, nu mai putin să am nicio clădire, bank sau burger la fermă, help me, oh my god, ce idiot, fuck. Ce fac acum? Că e filmarea, grea, să fac altceva, nu? Am găsesc un player, poate, deși mi-e 5k ca să intru. Așa de pe mană. Ia, ăsta are să-mi dea, mă, sau nu-i player? Bă, 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 stai, 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 nu! Stai, vă rog, îmi trebuie bani! I need money! Stai, bă! Dă și mie 5k că am 0 să intru în bancă să scot, please! Am pierdut la barbut și am 0. Nu pot intra în bancă sau la fermă să muncesc. Hai, nu fi bulanger, dă și mie 5k, bă. Și acum să vezi că e acolo să intri 5k1, hai mă. Nu, 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 dă și mie, fac. Ce bulangii. Bă, dă și mie, mă. Bă, stai! Blood, stai, stai. Dă și mie 5k să intru în bancă. Am 0. Am pierdut la barbut. Așa, măsă.
Doamne, ai că a fost cineva. Withdraw. 200k. Perfect, stai să-i și dau la asta. Stai, stai. Slash pay 192. Hai mă, really? Am să-i dau răsplată că a fost ca lumea. Bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod de Samp. Nu ezi, de fapt ăla n-a prins, nu prinde mai multă viteză decât mine, așa că o să mă duc. Neapărat trebuie să dau răsplată, neapărat. Pentru că a fost ca lumea, frate, adică, bine, o să-i dau banii înapoi. N-o să-i dau 10 ca, o dau banii înapoi, pur și simplu. Ăla prinde mai multă viteză cu chestia aia decât mine? Ha, nu prinde, nu prinde. Stai! Stai, mane! Așa, așa, așa. Stai, bă! O să dau bani înapoi, că mai nu ești un level mare, nu? A, ba da, e level mare, never mind. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă vă place această serie de Samp și o vreți în continuare și ne vedem data viitoare. Bye, bye!